și pe ceață deasă, pleacă singur el de acasă. Vai ce grea bate mai vânătoarea, prin pădure bate cărarea. Zi și noapte prebelițe cată, tot cu pușca încărcată. Vânători am acasă, vulpi și căprioare, ia ce pică încă tare. Urmărește pas cu pas pe dealuri și voi, doar vânatul cel de soi. Și-mi spune povește-o mie. Mă nevastă dragă iarba-i deasă și vânatul greu se lasă. N-am găsit faza nore căprioară, doar o pulpe roșcovoară. Vânător am acasă, pulp și căprioare, ia ce pică în cătare. Urmărește pas cu pas pe dealuri și voi, doar vânatul cel de dar voi merge data viitoare după el la vânătoare și o să vadă pulpea cu mătriță, că o las fără cotiță. Nici la prebelița porumbacă vânător n-o să-i mai placă. Am s-o caut ziua prin boiene și-am s-o las fără de pene. Vânător am acasă, culp și căprioare, ia ce pică în cătare. Urmărește pas cu pas pe dealuri și voi, doar vânatul cel de soi. Știe el că eu sunt acasă în prag, vânatului cel mai drag. Am revenit în direct, doamnelor și domnilor. Vă mărturisesc faptul că eu una nu mă satur să ascult melodiile Simonei și înainte de a veni și de a participa la emisiune le-am ascultat și chiar îi spuneam despre videoclipul Am bărbatul vânător că e foarte expresiv în videoclip. Mi-a plăcut când ți-ai pus mâinile în șolduri și te-ai uitat cumva la el. Păi trebuia să fiu oarecum zbir, că venea numai cu traista goală și cu sticla goală. Adică trebuia să mă impun. E greu să filmezi un asemenea videoclip? Sunt povești, practic, filmate. Da, a fost cu regie. Vali oricum este meseriaș, așa că nu ne-am îndoit că nu va ieși lucru bun. Însă am avut și locația foarte frumoasă la Covasna, a fost filmat la Comandău. Și locația ne-a ajutat foarte mult, mâna foarte bună, am avut material foarte bun. Am vorbit despre costumele tale, despre videoclipuri. Cine îți compune? Primele piese au fost compuse de domnul Constantin Ungureanu. Următoarele mi le-au compus niște prieteni buni ai noștri de la București, Florin de la Cernica. Următoarele două, adică n-are alta ce am eu. Și azi e sărbătoare și acum mi-a compus, deci mi-a făcut versurile doamna Mariana Homceru pentru următoarele cântece și linia melodică mi-o vor face niște băieți de la Ploiești. Foarte bun, da. E important să lucrezi cu oameni care se pricep. Sigur că da, 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 e foarte important. Și cu orchestra radio au fost piesele cu vânătorul și ce e mai frumos în viață, tot cu orchestra radio, a fost făcută atunci când am făcut noi prima dată imprimările la primul album. Și deci piesele care ne le-a făcut ansamblul, deci domnul director de la noi, de la Centrul de Creație, le-a făcut la fiecare solist câte două piese și am reușit să le imprimăm cu orchestra radio. Ce așteptăm pe viitor de la tine?
Ce surprize pregătești fanilor? Da, am un lucru, trei piese foarte frumoase. Una, o piesă foarte frumoasă, foarte frumoasă, de mamă. Chiar n-aveam, aveam ceva, dar era o sârbă, era un pic mai altceva. Însă aceasta este o horă lentă, frumoasă, de suflet. Exact ceea ce îmi place mie. Abia așteptăm să fie gata ca să le putem difuza și încă un duet mai avem cu soțul meu. O să pregătesc și un duet cu soțul meu. Da. O să reușesc să-l aduc și pe el. Sper. Pentru că te întrebam, eu vă mărturisesc, doamnelor și domnilor, că mie mi-e foarte greu să fac diferența între ce vorbesc cu Simona în timpul emisiunii, pentru că noi continuăm discuția și în timpul pauzelor, când dumneavoastră urmăriți publicitate sau melodii. Și chiar am discutat acest aspect cu Simona, am întrebat-o dacă a cântat cu Cornel, cu soțul ei. Am cântat ani de zile. Ani de zile la ansamblu, fiind colegi, da, până să plece cu Nemuritorii și... Au fost ani frumoși. Te simți confortabil? Atunci mă gândesc că au fost cei mai frumoși ani. Pentru că plecând cu trupa Nemuritorii, automat ne-am rupt ca și cuplu pe scenă. La spectacole vorbind, că la nunți am rămas aceiași. Dar ruptura s-a produs, clar. Și oamenii ne mai vor, însă... Da, trebuie. Cum e când îl ai lângă tine și îl simți în spate sau în dreapta ta? Îți imaginezi că sunt obișnuită, pentru că de ani de zile, mai ales la petrecerile private, suntem numai împreună. Da, de multe ori ne tachinăm, de multe ori... Da, adică, da, e un lucru obișnuit, chiar obișnuit. Nu. Și bineînțeles că ne simțim bine, că, da, suntem împreună. Știi să joci? Foarte bine. Unde ai învățat? De când eram copil, începând din spatele cortului, știi cum erau nunțile la țară, când ne adunam toți copiii, când era câte o nuntă în sat, bucuria noastră era să ne ducem în spatele cortului și să jucăm până ridicam colbul în slăvi. Și așa am învățat să dansez și apoi fiecare petrecere pe care o organizam ori acasă la mine, că era, eu știu, ziua mea de naștere, că era Revelion, că erau, când ne duceam la alți prieteni acasă, tot timpul se asculta firește muzică populară mai mult, pentru că așa era atunci vremurile și dansam până la epuizare. Da, și acum la fel facem, când mergem la nunți și suntem doar invitați, dansăm, într-adevăr, până la epuizare. Și am avut norocul să-mi dea Dumnezeu un soț care știe și el să danseze la fel de bine. Păi voi în cazul ăsta sunteți invitații perfecți, pentru că toată lumea își dorește ca la petrecerea lui, ca la nunta lui, să fie cineva care să ridice sala în picioare. Așa este. E foarte important și noi ne dorim de fiecare dată la nunțile unde cântăm să fie măcar o pereche care să țină antrenul, da. Simona, vorbim despre o familie de artiști. Tu și soțul tău cântați amândoi. Aveți trei copii. Care dintre cei trei copii crezi tu că vă vor călca pe urme? Teodora, sigur, mă gândesc, pentru că ea cântă foarte bine, dar cântă muzică ușoară, nu cântă muzică populară. Așa cum îi spuneam, ea consideră că doar babele cântă populară. Sper să-și schimbe părerea până la urmă, da. Cântă muzică ușoară, special ce aude pe la televizor. Că, na, ce spun profesorii clar despre ea? Ca și voce? Deocamdată nu face canto la școală, va face din clasa noua canto. Însă diriginta Andrada Palaloga, colega noastră, a fost în clasa 5 acum, diriginta fetiței noastre, da. Și a ascultat-o firește la școală și, băi, ce cântă foarte frumos, da. Da, nu poate decât să mă bucure lucrul acesta și o susținem. Dacă va vrea să meargă pe drumul acesta, are toată susținerea noastră. Însă dacă va fi să meargă pe o altă cale, la fel are susținerea noastră. Asta e cel mai important. Asta e dovada supremă de dragoste, să-ți susții copilul indiferent ce decizia. Indiferent, da. Și nu voi încerca să o influențez brutal. Adică, automat, influențarea o are fără să vreau din familie. Dar nu brutal, sub nicio formă. Băiatul? Băiatul când știe toate piesele de la Nemuritorii. În mașină, când am urcat și plecăm drum mai lung, tati pune muzică cu tine. Și le știe și cea mică la fel. Ei le știu, mai ales ultimul album, cuvânt cu cuvânt. Le știu amândoi. Acum o vedea. Promit? Că sunt mici. Știu că e subiectivă când îi asculți, că sunt copiii tăi, dar musai îți dai seama dacă au sau nu înclinație. Țin ritmul, țin tonalitatea. Deocamdată nu văd extraordinar în ei mari talente.
dar poate vine. Da, vreau să-mi spui ce ar însemna pentru tine și pentru soțul tău să-i vedeți odată pe toți trei pe o scenă cântând. Sau toți cinci, de ce nu? Probabil că va veni și o vreme. Da, mi-aș dori. Cu cea mare am cântat, pentru că ea cântă la pian și i-am imprimat și eu o piesă cunoscută și am mers la o televiziune cu ea. Am vrut să văd cum se manifestă și să nu aibă trac, să se obișnuiască cu camera. Bineînțeles că a avut foarte mari emoții, a cântat, dar emoțiile le-a avut. N-a mai vrut de atunci să apară, a zis nu. Dacă nu mă lași să cânt muzică ușoară, atunci am imprimat muzică populară. Și mi-a zis, nu mai cânt populară, vreau să cânt muzică ușoară. O să o rugăm și noi, o să-i lansăm și noi invitația și o să-i dăm posibilitatea să cânte muzică ușoară, da, ca să imprime, să ajutăm să scape de emoții. Da, nu am imprimat, dar poate o vom face. Simona, tare mult îți mulțumesc pentru faptul că ai rupt din timpul petrecut în familie în această seară să vii la noi, să ne cânți și să ne încânți. Cu mare drag te vom invita și altă dată și cu același drag vom urmări piesele tale pentru că se duc exact acolo la suflet. Mulțumesc din suflet, mulțumesc tuturor pentru răbdarea cu care ne-au urmărit și sănătate maximă. Exact, să ne țină Dumnezeu sănătoși. Doamnelor și domnilor, urmează o altă melodie a Simonei Bănică. Eu vă urez o seară plăcută, un weekend cât mai plăcut. Ne revedem luni după amiază. La revedere! Și satul, că-mi iubăresc bărbatul. Gelozia mă omoară, ce să mă fac surioară. Și de-al meu satul vorbește, că nu-i zis să nu se-mi bete. Stă și bea ziua întreagă, ce să mă fac, soră dragă. Așa sunt capul, unul bea, altul iubește, bată iar păcatul. Femeia e femeie, nu are ce face, că așa-i lăsat bărbatul să facă ce-i place. Că el e cocoșul în casă. Așa e să-l bată vina, că nu-l comandă găina. Iau și al meu ce spune, că nici noi nu suntem bune. Și pleacă la băutură, că noi dăm prea mult din gură. Așa sunt bărbații, fac ce-i taie capul. Unul bea, altul iubește, bată iar păcatul. Femeia e femeie, nu are ce face, așa-i lăsat bărbatul să facă ce-i place. Tot le pui ciorba pe masă. Așa sunt bărbații, fac ce-i taie capul. Unul bea, altul iubește, bată-i.
place, că așa-i lăsat bărbatul să facă ce-i place.